Bună ziua și bine v-am regăsit astăzi la un alt episod, deci o să fie nebunie. O să vezi, dacă o să vedeți ce proiecte am avut eu scris în agenda, o să nebuniți. Și am ajuns la ziua de 6 februarie. În ziua de 6 februarie am fost la primărie, o să vedeți aici. Și la primărie am discutat cu departamentul de urbanism, pentru că am anumite proiecte care vreau să le fac în oraș, la noi, la mine, în care, dacă unii dintre voi nu știți unde stau, și am avut o idee ca să fac pe un bloc din oraș o statuie, o față de fată din lumini. Și să mă întrebați, Aurelia, cum arată aia? O să vă las aici o imagine ca să vedeți cam cum arată imaginea aceasta. Aceasta poate să fie o fată, un băiat, persoană tânără, și mă gândeam că această statuie sau această operă de artă să o pun pe un bloc din centru, tocmai în memoria persoanelor care au plecat din lumea noastră prea devreme. Pentru că, nu știu dacă știți povestea, am și eu un văr care a plecat la 16 ani, am foarte mulți prieteni care au plecat la 30, la 29, la 37, cu cancer sau au avut un accident la vârstă fragedă de 18-19 ani, a avut un accident banal de mașină și i s-a rupt coloana în două. Sunt lucruri pe care lumea le ține minte și sunt lucruri care te afectează într-un fel sau altul, și mă gândeam că ar trebui să punem un semn undeva ca să ne amintim de acești oameni, ca să știm că acești oameni au fost. Doamna trăiește 70-80 de ani, îți aduce aminte de toată viața lui, pentru că a făcut multe în timp de 70-80 de ani, dar când o persoană pleacă prea devreme dintre noi, atunci acea lipsă este mult mai acută, pentru că ai avut atât de puțin timp să stai cu acele persoane iubite, cu prieteni, cu oameni din familie care au plecat prea devreme. Și mă gândeam că această imagine pe un bloc din oraș ar fi o memorie foarte bună pentru toate persoanele care, din păcate, au plecat prea devreme din lumea noastră. Și mai am și alte proiecte care tot la fel sunt anumite sculpturi sau anumite picturi pe pereți. Aș vrea să fac undeva în care, prin centru, o imagine de genul, vă las aici, în care aș desena blocurile sau linia de seară a orașului, și undeva pe un acoperiș să pun niște arii de îngeri care să reprezinte orașul. Și să știți că în multe țări am văzut asta pe pereți, sunt niște arii de îngeri și toată lumea se pozează pe acolo și e foarte fain, pentru că lasă o imagine bună despre oraș. Deci toată lumea, dacă vine cineva, un turist, sigur o să meargă să se pozeze acolo cu aceste aripi și o să lase un imbold turistic tuturor persoanelor. Și eu mă gândesc și eu la partea asta de turism în care e, pentru că mulți vin și nu știu ce să viziteze, și mă gândeam să fac la un moment dat într-o vară o excursie cu bicicleta, să rog o persoană care știe istorie poate în zona noastră, să facem anumite evenimente în aer liber, să mergem cu bicicleta și să vedem toate împrejurimile sau tot orașul care e și să găsim hidden gems, adică diamante ascunse sau lucruri frumoase ascunse care lumea nu le știe și lumea se bucură foarte mult. Noi când am fost în Milan, am fost la un eveniment de genul și o persoană care știe foarte bine orașul ne-a dus în anumite zone și ne-a arătat lucruri unde putem să mâncăm, locuri unde sunt niște statui interesante sau niște lucrări artistice interesante, și mi-a plăcut foarte mult. Și mă gândeam, poate, și în care ar trebui să facem chestia asta, dat fiind că avem un castel frumos, un parc frumos, un oraș super, e de făcut. Așa că, dacă aveți idei în privința asta sau dacă vreți să facem o colaborare în privința asta, lăsați-mi un coment în partea de jos și ne vedem mâine la un alt exemplu din agenda, să vedem ce mai găsesc eu. Pa, pa!